Iată, am ajuns la biserica în care se află moștele Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, se află moștele Sfintei Anisia și a Sfântului Grigore Calidis. Să intrăm înăuntru. Încă de la intrare ne întâmpină o icoană superbă, extraordinară a Maicii Domnului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Aici este icoana Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir. O biserică mare, frumoasă, minunată, spre slava lui Dumnezeu și cinstirea acestor sfinți. Iată, dacă mergem pe aici, o să vedem moaștele Sfântului Grigorie Calidis. Aici se vede icoana Sfântului, iar aici sunt moaștele Sfântului. Grigorie Calidis. Sfinte Grigorie Calidis, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Dacă înaintăm spre Sfântul Altar, ajungem la locul unde se află moștele Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir. Iată oameni care deja se roagă. Deja miroase extraordinar de frumos a mir și foarte puternic. De aceea se și numește Izvorător de Mir. Iată, flori ca la Sfântul Părinte Arsenie Boga. Pe aici au pus oamenii acatiste. Sfinte Dimitrie, Izvorătorul de Mir, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Sfinte Dimitrie, Izvorătorul de Mir, roagă-te la Dumnezeu pentru tot poporul român binecredincios creștin ortodox de pretutindeni. Sfinte Dimitrie, Izvorătorul de Mir, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Nici nu vă puteți da seama ce mir, ce izvor de mir pătrunzător este aici. Extraordinar. În ziua de praznic, 26 octombrie, moaștele sunt scoase de aici, Sfintele Moaște, și duse acolo în fața Sfântului Altar. Și apoi este adusă din Sfântul Munte și o icoană a Maicii Domnului, o icoană făcătoare de minuni, procesiune pe data de 25, iar pe data de 26, Sfânta Liturghie, spre slava lui Dumnezeu și cinstirea Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir. Iată, aici se vede Sfântul Altar. Acesta este Sfântul Altar. Iar în partea stângă aici sunt moștele Sfintei Anisia. Sfânta Anisia, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Sfânta Anisia, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, pentru tot poporul român binecredincios creștin ortodox de pretutindeni, pentru toți credincioșii, pentru toți oamenii care sunt sărmani și bolnavi și necăziți, și pentru care n-are cine să se roage. Sfânta Anisia, roagă-te la Dumnezeu și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Iar la subsol se află locul unde a fost martirizat Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir. Acum nu putem coborî pentru că este închis, iată, pe aceste scări. Dacă am putea coborî, am putea să vedem locul unde a fost martirizat Sfântul.